Eva Măruță a făcut furor la filmările pentru cel mai nou sezon al emisiunii România au talent de la ProTV. Micuța vedetă a decis să-i facă o vizită mamei sale, astfel că a venit la locul de muncă alături de David și Cătălin Măruță și a surprins-o cu un mic cadou. Eva a devenit un star pe rețelele sociale, iar viitorul este cât se poate de strălucit. În vârstă de doar 7 ani, mezina familiei Măruță a fost cooptată în distribuția unui film de cinema, în care joacă alături de Alex Bogdan, Mihaela Teloacă, Alexandru Ion și mulți alții. Tati Part-Time în cinema în curând, o comedie curajoasă pentru părinți, viitor părinți sau oricine își dorește copii. De văzut dacă își mai doresc după ce văd filmul. Let's go! Se arată pe contul de Instagram al Evei Măruță. O zi din weekendul acesta. Cum mama a fost la preselecțiile România au talent, noi am vizitat-o și am pregătit și un cadou, a scris Eva în descrierea vlogului pe care l-a publicat pe rețelele sociale. Întrebată de Smiley cum a fost să fie în primul ei film la 7 ani, Eva a început să spună că nu a fost greu și că i-a plăcut foarte mult. Numai că fix în timp ce încerca să explice, a sosit și Pavel Bartoș la pupitrul juraților și a apăsat din greșeală cu cotul pe butonul roșu al concursului. În acel moment, Andra a spus: "Are glume în program." Dar nu a durat mult, pentru că gazda emisiunii de talent de la ProTV a apăsat din nou butonul, ceea ce a determinat-o pe soția lui Cătălin Măruță să zică ușor iritată: "Bă, lasă fata să vorbească."